Stimați profesori, astăzi este un nou început. Vă mulțumim din suflet pentru bunătate, bunăvoință, blândețe, dăruire și diplomație. Dragi învățători, vă aduc sincere felicitări cu ocazia sărbătorii Ziua Profesorului. Vă doresc multă sănătate, fericire, numai elevi sârguincioși în clasă și, desigur, la mulți, mulți ani. Iar din partea mea vine o dedicație muzicală. Casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-mi gândesc când. Casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să-ți înfrunta dreaptă tot mereu, fie ploaie, fie soare, fie nori, tot ca el. Copacul demn se înalță în grădina mea, încărcat de roade și de noaptea grea. Acest copac e trup din trupul Țării Sfânt și-o fi veșnic pe pământ. Copacul demn se înalță în grădina mea, amețit de soare și lumina grea, încercat dușman să-l pune la pământ și să-l știe îngenunchiat. În grădina casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-mi gând îl cânt. În grădina casei mele e copacul, stă de pază și la bine și la greu. Simt în brațe lemnul tare și în sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu copacul demn se înalță în grădina mea, încărcat de și de noaptea grea, încercat dușman să-l pune la pământ și să țină în genunchiat. Copacul demn se înalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e trup din trupul Țării Sfânt pe pământ. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru fructele înțelepciunii, frumosul pe care ne ajutați să descoperim, harul pedagogic și hărnicia dumneavoastră. Vă mulțumim pentru neoboseala, nesomnul, onestitatea și osteneala dumneavoastră. Perseverenți, punctuali, pasionați de ceea ce vă place. Inteligenți, rafinați, sinceri, așa v-am cunoscut, așa să rămâneți.
pentru truda dumneavoastră, talentul profesional, pentru că vegheați creșterea noastră și pentru că ne-ați legat visul de catarg, noi vă spunem la mulți ani! Niciodată nu poți ști ce se află în sufletul unui om. Una arată și alta simte. La suprafață poate fi liniște, însă nimeni nu poate sesiza furtuna din sufletul său. Așa ești tu zi de zi, iubite profesor. În viață, puțini oameni îți sunt alături, fără să aștepte nimic în schimb. Dumneata face asta zi de zi, necondiționat, iubite profesor. Astăzi venim cu un mesaj de felicitare pentru domniile sale. Sufletul tău se așează perfect peste sufletele noastre. Auzim acolo acordurile care bat necontenit alături de noi, elevii tăi. Tu ești leagănul speranței noastre, cel care nu are nevoie de prea multe cuvinte, cel care îmi face în fiecare zi, zi cu soare. Vă mulțumesc din toată inima mea, mărite profesor. Minune în cap în ochii tăi, chiar și atunci când mă privești tăcut, îmi răsfăiești gândurile și nu pui multe semne de întrebare. Pentru asta îți mulțumesc, iubite profesor. Chiar și peste ani, peste impedimentele vieții, sfaturile dumneavoastră vor fi călăuza noastră. Să știți că munca dumneavoastră asiduă nu e în zadar. De aici, din școală, se naște viitorul. Meseria de profesor e elementul cheie care pune bazele unei întregi lumi. Vă mulțumim pentru sârguință, răbdare, dăruire. Vă mulțumim că vă pasă. Vă mulțumim că sunteți aici și acum alături de noi.